Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a emis ordinul privind confirmarea în funcția de rector a conferențiarului universitar doctor inginer Dumitru Chirleșan la Universitatea din Pitești. Începând cu data de 9.3.2016, Dumitru Chirleșan va exercita atribuțiile specifice funcției de rector al Universității din Pitești, precum și calitatea de ordonator de credite. În programul meu managerial, unul din obiectivele generale de mare importanță este cel al restabilirii locului Universității din Pitești în mediul socioeconomic. Iar acolo, dintre obiectivele operaționale, avem unul care spune restructurarea și reașezarea relațiilor cu mass media, crearea brandului Universității Pitești. Simt că e nevoie să avem un brand care să se însemne UPIT și UPIT să însemne automat 1000 de lucruri. Dumitru Chirleșan are 53 de ani. În perioada 29 martie 2004-29 martie 2012, Dumitru Chirleșan a ocupat funcția de prorector responsabil cu relațiile internaționale și cooperarea europeană.